Sărbătorile pascale reprezintă o povară financiară pentru vârstnici, pentru că au pensii mici care și așa se duc pe cheltuieli și medicamente. Pensionarii sunt nevoiți să apeleze la împrumuturi pentru cumpărăturile de Paște. An de an, în preajma sărbătorilor, pensionarii cu venituri mici trebuie să facă sacrificii pentru a avea ce pune pe masa de Paște. Bugetul unora nu depășește nici 100 de lei, iar pentru cei mai săraci, singura soluție rămâne împrumutul de la casele de ajutor reciproc. Când n-am încotro, m-am împrumut. Uitați aici la pensionari. Mai mult de 200-300 de lei, nu. 100 de lei? Ați economisit sau v-ați împrumutat? Păi, deocamdată din pensie, ce mai rămâne? Dacă banii sunt puțini și lista de cumpărături este scurtă, pensionarii spun că, deși au bugetul restrâns, încearcă să pună pe masa de Paște, măcar de gust, o bucățică de carne de miel. Miel, cozonac de casă, fructe, bineînțeles. Punem și noi, am cumpărat și miel, facem ce putem. Eu să încerc, un jumătate de miel cumpăr. Sute de pensionari ajung în aceste zile la casele de ajutor reciproc din Transilvania. Vârstnicii iau împrumuturi care ajung până la 1000 de lei, totul pentru a trece cu bine peste sărbătorile de Paște.